Națiunea română are un dar de la Dumnezeu și o belea din partea opusă lui Dumnezeu. Darul de la Dumnezeu sunt resursele naturale, cunoscute, necunoscute, mai puțin cunoscute. Beleaua sunt politicienii. Cum anume a reușit o bucată din societatea umană să nu realizeze importanța pe care o au ei ca oameni, pentru că au posibilitatea să gestioneze și să evolueze cu toată societatea gestionând aceste resurse, este o enigmă pentru mine, așa că am apelat la profesor doctor Sorin Stratulat, vreau să spun prietenul nostru, dar deocamdată spun, mi-ar face o deosebită plăcere să deveniți prietenul județului Neamț, în ceea ce privește comentariile despre resursele naturale. Dacă începem discuția, trebuie să ne lămurim că tot ce înseamnă resursă naturală în județul Neamț a fost cartografiată de către doctorul Iacob Cihac, care probabil multă lume știe sau puțină lume știe, în toate punctele de vedere, a fost cel mai important pentru dezvoltarea științifică, politică și a viitoarei României. De ce? Pentru că el a venit de la Aschaffenburg și a dezvoltat în România, în Moldova, partea care ține de investigarea humboldtiană a resurselor naturale. O cartografiat izvoarele, structurile de pădure, o cartografiat resursele naturale și areul natural și primele monografii au apărut la Societatea de Medici și Naturaliști. Ideea de la care noi trebuie să pornim când analizăm arealul natural, deci arealul de bine pentru comunitate, pentru cei care locuiesc în zonă sau cei care vin temporar în zona respectivă, veți vedem exact resursa naturală, care este solul, subsolul, partea care ține de vegetație și partea care ține de păduri. Neamțul, am mai repetat, este binecuvântat de Dumnezeu prin trei tipuri de resurse. Odată resursa vegetală, pădurile, odată resursa subsolului, apele, apele plate, apele minerale, și în al treilea rând, foarte, foarte important, arealul natural. Deci arealul natural este arealul în care activitatea umană s-a putut desfășura fără probleme. Un areal natural este, dau, să zicem așa, ca exemplu, depresiunea sau o putem numi și în alt fel, partea care ține de Durău, Ceahlău și toată zona Valea Muntelui. În ceea ce privește zona Durău, probabil că din vechime toată lumea știe cum s-a dezvoltat acolo partea care ține de sihăstrie religioasă, dar important este că într-o anumită perioadă din vechiul regim s-a dezvoltat un areal natural turistic care era stațiunea Durău. Este anormal ca după 90, în momentul în care putem să facem o mulțime de lucruri, stațiunea să lucreze doar 2 luni pe an, să zicem iulie-august, hai 4 luni, iunie, iulie, august, septembrie, și o lună, să zicem iarna, și să nu aibă o încărcătură maximă în toată perioada de timp. Dacă analizăm, ne vom da seama că, pe de o parte, rău a fost făcut pentru că nu a fost înțeles mecanismul trecut, deci mi-este greu să înțeleg că partea care ține de Consiliul Local Durău poate să susțină o întreprindere de sănătate de anvergură națională sau chiar internațională. Adică să aibă resursa umană care să gestioneze acest lucru. Păi și atunci cum ați vedea lucrurile? Deci, când a fost înființată stațiunea, ea nu a fost înființată cu consilierea primăriei Ceahlău. Ca dependentă de un OAT, deci, consilierea modest. S-a făcut la nivelul foarte sus, tot ce însemna ONT, tot ce însemna Institutul Național de Bani Primatologie. Adică o structură națională. O structură națională care să pună în valoare acest lucru. Dacă nu se analizează în acest mod, surprizile o să curgă ca și la alte stațiuni. Lipsa de orientare pentru factorul natural respectiv, însemnând la ce nivele, la ce criterii, la ce structuri populaționale mă pot adresa ca să pot să le chem să vină în zona respectivă. Și doi, forța economică propriu-zisă. Mi-e greu să cred că comuna respectivă are resurse ca să atragă peste câteva. Trebuie să vă opresc pentru că este un discurs foarte important și aș vrea să precizez câteva lucruri. Noastră aveți o carte care
La întâlnirea anterioară m-ați asigurat că o veți aduce la un moment dat să o comentăm împreună. Cred că discuția a plecat de pe un nivel foarte modest. Aș vrea să discutăm sau să punctăm de ce anume este foarte importantă părerea dumneavoastră, odată pentru cercetare, odată pentru domeniul în care activați zi de zi. Da? Da. Deci cel medical, mă refer la două aspecte. Ca la cel medical efectiv cu pacientul sau cu pacienții și la faptul că sunteți profesor universitar. Deci partea de cercetare, partea de practică, să zicem, care vă certifică să aveți păreri foarte ferme și foarte clare? Acum, cartea respectivă a fost o dorință a noastră, a mea, Balneoclimatologia Românească, istoric, prezent și perspective europene. Toată lumea a descoperit că anumite stațiuni care erau, din toate punctele de vedere, o perlă în tot ce înseamnă activitatea din România, au ajuns să nu mai corespundă sau să facă față după 90 a tot ce însemna activitatea respectivă, turistică, medicală. Din activitatea respectivă s-au detașat două direcții care trebuiau să fie analizate. Pe de o parte, cei care au preluat activitatea nu erau pregătiți să înțeleagă ce înseamnă turismul medical, turismul la un anumit nivel național sau internațional, iar pe de altă parte, cei care gestionau resursa naturală nu erau pregătiți să o gestioneze în parametrii care să permită tuturor să aibă acces în situații care necesitau accesul respectiv. Adică deci, ce a semnalat de-a lungul timpului presa în Neamț referitor la Oglinzi, Negulești, Bălțătești și, evident, Dureu, dumneavoastră spuneți că este semnalat la nivel național. Sigur. Deci ce s-a întâmplat la Oglinzi puteți extrapola în diverse alte stațiuni, diverse alte județe. La Oglinzi a fost și o greșeală pentru că nimeni nu a realizat faptul că sindicatele sau activitatea corporatistă, cooperatistă, este importantă și că membrii respectivi trebuie să beneficieze de o activitate care ține de prevenție medicală sau de terapeutică medicală. Atunci toată lumea s-a repezit pe profit. O iau, ea va funcționa ca înainte, eu o să mă îmbogățesc, toată lumea va fi mulțumită. Și structura și surpriza au fost că cei care au preluat nu știau nici să gestioneze, nu știau nici să rezolve problemele, nici medicale, nici de orice fel și, bineînțeles, au ajuns în faliment. La Bălțătești, norocul a fost că situația concretă de la fața locului a permis ca armata să preiești să înființeze sanatoriu balnear cu structură militară. Asta însemnând că, sigur, resursa naturală și circuitul este respectat tot anul și activitatea este medicală și în parametrii optimi. La Dureu este o enigmă. Nu că este o enigmă. Toată lumea își aduce aminte de situația respectivă când prin 90 și ceva secta din Coreea, nu știu care, vrea să-și facă sediu la Dureu, că era o activitate geoenergetică mai deosebită și până la urmă s-a descoperit că de fapt aia încercau și ei piața să vadă dacă merge sau nu. Faptul că anumite hoteluri n-au mai mers. Există acolo exemplu cel mai clar, hotelul care era faima stațiunii înainte. Scapă numele acum. Cascada care, Bistrița, Dureu. Cred că Bistrița, care este în paragină acum, care este închis, nu știu dacă un investitor local care a murit, cred că Culiță Tărâță, cred că vorbim sau de Cascada, Cascada. Bistrița este Cascada, care era un hotel care trebuia să meargă perfect pentru turism medical din toate punctele de vedere, ca să ajungă într-un cont de umbră, așa, cu cine îl vizitează își dă seama de situația actuală, iarăși nu este o chestie corectă, dar problema trebuie pusă la un nivel de analiză, să zicem așa, antropologică a dezvoltării zonei respective. Nu poate comunitatea locală să susțină un turist de avegură națională și internațională. Mă refer la drumuri, axialul care trebuie să fie refăcut, mă refer la partea care ține de toate conexiunile care țin de oamenii care să lucreze, adică ai nevoie de ospătari, bucătari, manageri de hotel care să fie branșați la activitatea respectivă, să poată să managereze tot. Și la atitudinea, dacă vrem, activitatea medicală, de turism medical, că a trebuit să precizăm la un moment dat, da, în timpul emisiunii, și această noțiune de turism medical. Că la noi este puțin
luată în derâdere, că nu e important, turismul medical, turismul de medicină... preventivă și terapeutică. Dar ideea este, eu dau exemplu cel mai clar, Germania. Deci fiecare persoană, să zicem, pensionară din Germania, are dreptul la 6 luni de zile sau la un an să meargă 2 săptămâni sau 3 săptămâni într-o așa zisă stațiune de prevenție pentru boli sau terapeutică. Dar stațiunea respectivă nu este cine imaginăm noi, un spital care lucrează, analize și tot. Nu. Este, hai să presupunem așa, un ambulatoriu de diagnostic sau de evaluare a stării de sănătate, o parte hotelieră și o parte de resursă naturală. Și atunci toată această activitate se desfășoară niște parametri în care lumea înțelege că da, mă duc 2 săptămâni acolo pentru sănătatea mea, îmi fac niște analize care sunt strict necesare, dar nu visez la nu știu ce analize și am activitatea care ține de kinetoterapie, fizioterapie, partea care ține de psihologia medicală în anumite situații. Care este baza? Proceduri de întreținere. Care este baza? Care este baza? Dacă la asta se adaugă, să zicem, ceea ce ține de managerul respectiv, e de ajuns o seară folclorică cu o parte care ține de oaie la proțap, e de ajuns la 3 zile o vizită într-o anumită zonă în care se arată cum se hrănea Daniel Fiastru cu resursele naturale din zonă și de asta a fost fânt și așa mai departe, vă garantez că partea internațională o să vină an de an, fără nicio problemă. Mă pregăteam să comentez despre medicina integrativă, nu găseam foarte repede termenul, dar văd că ați integrat deja pentru Societatea Neamțului medicină, economie și cultură, toate în deci, același, în același conceptul circuit. Nostru este educație, ecologie, economie. Deci educație, ecologie, economie, cultura derivând, bineînțeles, că este o cultură pentru toate. Educație, ecologie, economie este foarte importantă pentru că toată lumea trebuie să realizeze că este dependentă de ceilalți, nu poate să fie într-o insulă așa la Durău și să facă ce vor acolo și așa mai departe. De asemenea, nu realizează că dacă s-au dezvoltat într-un anumit mod, resursa care a fost economisită sau câștigată, dacă este aruncată, așa știți, pe diverse proiecte fanteziste și nu respectă niște lucruri clare din zona respectivă, se pierde. Atunci mergem fără nicio problemă. Vă garantez că dacă avem într-o geantă 30.000 de euro în zona Durăului sau în zona Gura Humorului, cumpărăm o pensiune cu 20 de, cu 10 camere, 20 de locuri, fără nicio problemă și proprietarul e mulțumit că scapă de toate necazurile și că câștigă și niște bani în plus. Deci, iarăși, educație ca să poți să construiești ceva analizat, ecologie să o faci pentru zona respectivă, nu pot, cred că a fost un accident într-o perioadă relativ recentă, nu pot să-mi imaginez cum de s-a făcut o terasă într-o zonă de munte, unde 8 luni de zile tot ce înseamnă structură climatică, tot ce înseamnă averse și tot, arată că există așa, și dacă te duceai și vedeai o casă construită de un țăran din zona Durăului, care vedeai că acoperișul este înclinat la 45 de grade, că acoperișul respectiv merge 1,5 metri și înconjuri de jur împrejur casa ca apa să poată să iese, că temelia era înaltă la 1 metru să nu poată să fie umezeală și tot așa mai departe, îți realizai că aia n-avea niciun rost acolo, efectiv. Problema este cine... Nu mai intrăm în amănunte. A dat autorizații sau dacă nu, au existat aceste astea sunt lucruri care trebuie verificate. Dar până la urmă este o problemă și pe ecologizarea lacului Bicaș, pe pânza freatică infestată și pe tot ce avem, ține de este, anumite reglementări. Este cea mai mare problemă. Eu am mers, nu place nimănui. Eu am mers cu niște olandezi, a fost o întâmplare și ne plimbam pe acolo. A fost o chestie foarte, să zicem așa, dezagreabilă pentru mine, pentru că pe malul lacului 30-50 de metri era pădure, iar în spate era toată tăiată, mă înțelegi? Ei au rămas foarte mirați și au spus, bine, dar pădurea aia trebuia să existe, că ea e un fel de plămân pentru și lac și pentru tot de ce a fost tăiat. M-am încropit că o fi fost o boală, cine știe, sunt măsuri, tăieri legale care se fac și așa mai, dar nu, n-au fost convinși. Deci, partea care ține de exploatarea zonei respective ține de o anumită cultură. Și probabil cea mai important lucru care ar trebui să-l facă comunitatea locală ar fi un planung, un puz, o analiză a zonei respective de dezvoltare.
Haideți să stabilim ceva. Când spunem administrația locală, ne referim la primărie sau ne referim, de fapt, la Consiliul Județean, care ar trebui, are și putere financiară mai mare, are și o arie de, sau competențe mai multe și ar putea lua în grijă, aici, la modul cel mai serios, aceste resurse. Cred că acceptați. Dialogul? Nu dialogul, contra. Da, cu cea mai mare în cadrul dialogului. Deci, greșeala care o faceți este foarte mare. Și este specific a ceea ce se întâmplă la noi. Dau un exemplu, a fost o emisiune, știți, acum cu schimbările de la DNA și așa mai departe. Erau patru candidați și, bineînțeles, într-un studio, domnule, cu ce se ocupa aia? Păi este șefa oficiului juridic de la DNA, ba, dar ce face acolo? Nu face nimic. De fapt, era persoana cea mai importantă. Orice reporter ar fi vrut să afle ce anomalie a fost în desfășurarea activității DNA-ului, trebuia să meargă la serviciul juridic care a vizat toată activitatea din punct de vedere statal juridic al acestui DNA, așa acolo ar fi aflat ce înțelegeri s-au făcut și tot. În cadrul dezvoltării locale și tot, Consiliul Local, da, este normal să viseze, să facă un hotel cu 200 de etaje la Durau, să facă o pârtie de schi exact ca în Alpi, de 60 de kilometri până la Târgu Neamț cu telegondolă care se meargă, visele lor. Dar acolo există statul România, care prin secretarul Consiliului Local, secretarul Consiliului Județean, secretarul General Guvernului, miniștri secretari de stat, sunt cei care trebuie să vegheze zi și noapte că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă conform existenței acestui stat care se cheamă România și nu a viselor fiecare. Și atunci, este clar că eu vreau să-mi fac o pensiune care are două terase, când fac și eu un calcul, paste de invitați, da, câștig vineri și sâmbătă nuntă, nu știu, așa mai departe, dar trebuie să vină cineva și să-i explice în zona respectivă, nu s-o construiți asemenea lucruri niciodată. Aduceți-mi certificatierea structurii de rezistență că totul este făcut conform unor norme din zonă. Una este zona de munte, alta este zona de câmpie și mai departe. Deci acest mecanism nefuncționând lasă loc la diverse scăpări. Merge și așa, nu este nicio problemă, o să ne mai gândim, dar s-ar putea să fie mai bine așa, așa mai... Și toate acestea generează partea care ține de... Să nu-i dăm numele acum. Profit. Ca să nu spunem în altfel. Asta doar e părerea profit, mea. Doar interesul pentru mea. Profit individual din acest, și imediat. Din acest motiv, începând de la secretarul general guvernului, miniștri secretari de stat, secretarii consiliilor județene, secretari de primărie și tot, ăștia sunt plămânii cei care trebuie să verifice. Asta este, de fapt, linia care ar trebui să țină sub supraveghere. Care au fost și pe vremea lui Carol și pe vremea lui Ceaușescu și care acum probabil că își capătă.